Locul 3, mă, frate, și am făcut 500. Bine, mă. Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars, unde am făcut rank 20 pe PM. Bineînțeles că nu o să fac pe acest episod, am făcut pe un live, dar bineînțeles eu o să pun momentele de pe live. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare dacă doriți să mă susțineți în continuare și un follow pe Instagram la madalin.adrian23. Aveți și în stânga Instagramul, dar și în primul link din descriere îl găsiți. Am reușit să fac și 10.506 trofee, respectiv este highest trofeul meu de pe acest cont. Iar ca brawler este al 6-lea brawler de pe contul meu pe care l-a făcut rank maxim, fără bug, fără absolut nimic făcut de mine. Ok? Deci am pe Shelly, Bull, Pam, Crow, Leon și Spike, bineînțeles. O să urmeze părerea mea că sunt la 491 la El Primo și când o să fie o mapă bună de El Primo o să pușesc cu el. De asta vă spuneam că tot spuneam pe live-uri, Mădălin, joacă aia, joacă aia, bla bla bla, joacă Dynamic, joacă Bullet. Vreau să vă spun de pe acum, o să fac un episod special, bineînțeles că am întrebat și pe live și vreau să vă întreb și acum. Vreți să fac un episod special în care o să vă explic care brawler este bun? Deci în funcție de mape, fiecare brawler își are locul acolo, adică gen mapa asta de a fost, de o să vedeți voi pe episod imediat, mapa a fost Hot Maze. Deci Hot Maze vă voi arăta aici, unde este, nu Hot Maze, Hot Point, doamne, deci Hot Maze era de s-a scos, mapa de s-a scos. Deci a fost Hot Point și pe mapa asta erau foarte multe PM-uri. Nu era meci în care să nu fie măcar 3 sau 4 sau 5 PM-uri. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Deci fiecare mapă este bună pentru un anumit brawler sau pentru anumiți brawler, că sunt mai mulți, normal că merg mai mulți. Pentru El Primo, una dintre cele mai bune mape este, ia să vedem noi care este, cred că asta e, da, Rock Ball. Deci asta este una dintre cele mai bune mape pentru El Primo. Dacă vrei să-l faci pe El Primo rank maxim, Rock Ball este cea mai bună mapă. Una dintre cele mai bune mape, bineînțeles, poți să joci și pe altele. Aici este Dynamic cu Burley. O să vă spun mai mult, o să fac un episod special și o să vă explic. Cel mai bun este Dynamic Burley. Iar pentru că ați văzut că am făcut teaming de 8, nu? În acum câteva episoade am făcut teaming de 8. Și îți dai seama, atâta că sunt atâția oameni care joacă Dynamic Burley, clar, mapa este bună pentru acele caractere. Clar. Ok? Și pe lângă Dynamic și Burley, că nu o să joace toți asta, este bun și Leon, pentru că dă control la Dynamic și Burley, și Mortis. Dar Mortis, atâta timp cât sunt 7-8 în echipă, Mortis e cam sănătate. E bun și El Primo pe mapa asta, dar atâta timp cât ai un om ca să te ajute, să-ți încarci superul și să te duci pe mijloc pe ăia care fac teaming, pe Dynamic Burley, și să fii rapid. Altfel, dacă se pun pe tine și tu stai doar în colț, cum s-ar spune, toți se vor pune pe tine și te vor omorâ instant. Ok, o să vă las cu momentele de pe live, bineînțeles că sunt meciurile jucate de către mine, că nu le filmez acum pe episod la rank maxim, este același lucru. Bineînțeles, nu știu câți ați fost pe live atunci și de asta vreau să pun fiecare rank maxim pe care o să-l fac pe un brawler, o să-l pun pe episod ca să rămână în istoria canalului meu. Să mă uit și eu să zic, bă, ia să văd în ce episod am făcut eu rank 20 PPM. A, uite episodul ăsta, bun. Să văd mapa sau așa mai departe. O să vă las cu momentele de live, deci v-am zis, nu uitați de butonul de like și de abonare și o să revin după aceea. Îi lași power-up-ul ca să te împrietenești cu el, știi ce zic? Să te faci prieten, să-ți meargă bine, bă, mi-a lăsat power-up-ul, e de treabă, e... Ne ardem în curiță, în funduleț, în... Mai târziu suntem cei mai buni prieteni, știi ce zic? Dar el moare, știi ce zic? El moare primul. Sau ultimul sau... Aia, cum e bafta. Vedeți că săracul moare, i-am dat un power-up, dar moare săracul. Degeaba. Degeaba la power-up ăla, dacă n-are noroc. Românul n-are noroc, dar se pricepe la tot. Fură ștampila de vot. Mira melodia aia. Cioară! Vă cioară, bacioară. Asta este noua deviza mea. Vă cioară, bacioară. Noua deviză. Băcioară, băcioară. Săracu.
I'm the winner. Nici nu mai trebuie să mă mai bat. Nici nu mai merită să mă mai bat. 483. Salut, Andrei. Gata, Roblox, am înțeles. Nu mai spamam cât e bloc. Ce m-a păți bag acum la 10, double trouble. Mersi mult, Mihai, de abonare. Eu v-am zis că pe Piper aia trebuia să fie omorât-o de la început. Da, n-am putut să o omor. N-am putut să o omor. Că dacă omoram de la început, nu o mai făceai faza din asta. Adică nu mai trăia, dai seama. Mama mea. Gata, am ajuns la 500 de trofee pe muri fără număr. V-am zis că asta e mapă de PEM. Asta e mapă de PEM, băieți. 15 muri numai cât am văzut eu. De ce nu joci Frank? Pentru că nu este mapă de Frank, bro. Nu mai îmi spuneți cu ce să joc și de ce nu joc. Bine, poți să-mi spuneți de ce nu joc, că eu o spun, îți povestesc din ce cauză nu joc. Nu este mapă de Frank. Este mapă de... DPM în mare parte. Jorge, mersi de amorare, Jorge. Bine că am scăpat de cioară. Mă cream la locul 3. Ce ai făcut cu cutiile? Le-am deschis. Și câștig asta, fiți atenți, câștig asta. Câștig asta. Meciuri de trofee mari, băieți. Astea-s meciuri de trofee mari. What the hell, bro? De ce ai lăsat chestul ăsta aici, așa? Îmi bate mama cu biciu. Nu da mama cu biciu în mine, că n-am ascultat de tine. Bo! Ia-o la boci! Mama mea, câte pemuri. 5 pemuri suntem. 6 pemuri. 6 pemuri să-mi bat piciorul. 6 pemuri. Eu v-am zis că e mapă de pem. Mă bate mama cu dulapul. Aoleu. Eu v-am zis că e mapă de pe mor, băieți. Voi nu m-ați crezut, voi că Batman, Mădălin, joacă Frank. No, că Batman. Mădălin, dar eu nu sunt Batman. Dacă mai spui așa, o să te spună mama mea. Bate mama cu cureaua de la ceas. Atât de mic ești tu încât te bate cu cureaua de la ceas.
GG. Luați-o pe cea mai slavă. No, n-am făcut nimic. Deci meciul ăsta l-am jucat fără mâini. Meciul ăsta l-am jucat fără mâini. Pe lângă faptul că jumate din meci am stat ca să conectez vizorul înapoi, jumate de meci, adică cealaltă jumate de meci, doar m-am învârtit și nu prea am făcut prea multe. Uite ce prost sunteți, mă. Ce prost e PM-ul ăsta, mă. LOL, mama, IQ 999. Să-l bată Gigel. Să-l bată Gigel, frone. 999 pe IQ-ul ăla. Dar oricum își ia bătaie, că sunt prea multe PM-uri. Eu nu-ți mersi de abonare. A dat o bombă, omul. Bomba a dat, omul. Deci omul chiar a fost bine pe IQ. Bine rău pe IQ, omul. Mi-am pus de frică, am crezut că sare pe mine. Pentru că eu așa aș fi făcut. Aș fi omorât dacă aș fi găsit pe unul cu HP mic. Cam așa se întâmplă de fiecare dată. Când rămâi HP mic, îl omori pe ăla cu HP mic. Chiar dacă este prieten cu tine. Vrei să scapi de cât mai mulți. Cu putință vrei să scapi de cât mai mulți. Băi, dar dați, mă, frate, mă. Dați, nu stați. Dați, nu stați. Că ne bate așa de usucă. Dai nămică la Egegos. Da. Bine, boss. Pup jos. Pup jos, măi. Marocane. Marocane, te pup jos. Băi, ești nebun ce m-a scăzut omul, nu vine să cred, lol, era maxat. Și l-a ajutat hiturile, l-au ajutat hiturile. 498, mamă, sunt la două trofee de rank maxim, bro, rank maxim. Și maxim, zic asta pentru că am făcut practic pe solo 500. De se poate, mă, se poate să faci 500 pe un brawler dacă știi mapa și știi să nu te grăbești, poți să faci rank maxim pe un brawler. Aici. Cam aiurea meciul, frate, nu sunt PM-uri, nu sunt... Bă, da, e bine că avem pe cine să omorăm. Ce e drept e că e bine că avem pe cine să omorăm. Fiți atenți, bulu. Mamă, ce bine o duce bul. Dar o să se ducă, gen că vine zona și se pune presiunea pe ei. Mamă, l-a rașchetat.
Locul 3, mă, frate, și am făcut 500. Bine, mă. Bine, mă, frate, mă. Jucat genial din punct de vedere. Din punct de vedere genial jucat. Gigi Lanis, ai acolo cu un spam de rang 20 pentru Pema noastră, Big Mama noastră. Perfect. Gigi Lanis, bro, Gigi Lanis. Se poate, mă, se poate. Am făcut astăzi Power 9. Astăzi o să vedeți mâine episodul când am făcut Power 9. Și uite că s-a putut să o fac rank max în BPM pe această mapă. S-a putut, vedeți? Asta este o mapă bună pentru PM. Sigiu. Sigiu, doamne. Hot point-ul. Mersi mult, Joe, de abonare. Deci e o mapă foarte bună pentru a juca PM pe mapa asta. Mersi mult, broschi, de abonare. Și cine a câștigat, frate? Bine, a câștigat tot PM-ul. Uite, 527 are PM-ul ăsta. 521 chiar. Vedeți că sunt numai PM-uri. Deci nu e meci în care să nu fie măcar 3 PM-uri. Deci aici 3 PM-uri, aici 4 PM-uri, ultimele 4 au fost PM-uri. Aici au fost 1, 2, 3, 4 PM-uri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 PM-uri. Și am revenit, după cum ați văzut, nu au fost niște meciuri foarte ușoare, au fost meciuri cât de cât grele, bineînțeles cu teaming infinit, teaming fără număr, teaming de 5-6 PM-uri și așa mai departe, cam asta este jocul la momentul de față, dacă vrei să pușezi. Următorii brawler, v-am zis, o să fie El Primo, cred că sigur o să fie, și Bo. Nu neapărat cu Star Power sau fără Star Power, o să urmeze Island Invasion și o să încerc să îl pot face pe Bo, pentru că este o mapă bună pentru Bo. Island Invasion, pentru Island este și Cold bun. Ca să vă spun, by the way, este bun și Crow pe mapa asta, genial, Jin și, bine, și Leon și Spike, dar mai puțin. Frank nu e bun pentru că gen mapa se strânge pe mijloc și mulți o să zică, bă, dar este și Shelly și Bull, pentru că sunt foarte mulți boscheti pe Island Invasion. Nu chiar, pentru că toată zona se strânge pe mijloc și pe mijloc atâta timp cât este, cum să zic eu, cercul acela mare și astfel încât mai sunt și meteoriții aceia, îți dai seama că nu o să poți face mare lucru, ok. Așteptăm și nouul brawler, să-l rupem, să-l nenorocim în bucăți. Am și brawl box-ul aici strânse, dar probabil că dacă o să apară pe shop undeva la 49, 59, 69 de gemuri, o să le iau direct. Mie, din păcate, nu mai mi-apare nimic decât event tickets și acest star power, dar nu o să-l iau, clar. Strâng event tickets-uri, să mai deschid brawl box-uri, gen să mai farmez la brawl box-uri, pentru că săptămâna viitoare va fi Robo Rumble-ul și cam asta a fost. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru susținere și dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade, nu uitați de butonul de like și un follow pe Instagram. Toate cele bune, pa, pa!